ați avut o întâlnire cu doamna comisar Corina Crețu la Bruxelles, care a propus o altă întâlnire la nivel înalt pentru deblocarea proiectului de la Măgurele, la sălui de la Măgurele, prin care trebuia să se instaleze acolo un sistem de fascicul luminos gamma. Fascicul gamma, da. Când va avea loc această întâlnire? La începutul lunii ianuarie. Nu m-am întâlnit numai cu doamna comisar Corina Crețu, ci și cu domnul comisar Moedas, care răspunde de probleme de cercetare, și amândoi au fost de acord să încercăm să deblocăm acest conflict juridic care a apărut între institutul de la Măgurele și concernul condus de italieni. Este un blocaj de un an de zile. E greu de înțeles de ce italienii refuză să instaleze echipamentele. Au găsit niște motive ridicole. Sunt motive copilărești. Am fost și am vizitat de câteva ori platforma de acolo. Întâi au spus că nu e platforma dreaptă, după aceea au spus că scara nu e destul de largă pe unde au acces, dar nu aveau de cărat echipamente pe scara respectivă. Deci tot felul de motive care nu sunt motive reale de a refuza instalarea echipamentelor. Și ce e de făcut în situația asta? Există două variante. Fie italienii revin la poziția normală de a continua activitatea și a-și finaliza instalarea echipamentelor, pe care parțial le-au adus, dar la un moment dat aceste echipamente erau împrăștiate în toată lumea. Ministerul și-a trimis delegați, Ministerul Cercetării, ca să identifice echipamentele, dacă există sau nu, în diverse porturi din lume. Aveam dubii dacă ei le-au fabricat într-adevăr sau nu. Ele au fost aduse parțial, nu sunt toate, la Măgurele. Nu au acces decât italieni acolo, în incinta unde sunt depozitate, și nu vor să monteze. Nu, n-aș putea să vă spun de ce. Dar ce se întâmplă în cazul în care acest consorțiu Eurogamma, așa se numește, Eurogamma, așa se numește consorțiu italian, refuză să renunțe la, nu renunță la pretenții, are risc că România să rămână fără laser în situația? Nu, vreau să precizez un lucru. Laserul iese, funcționează, deci acolo e o altă componentă, un alt echipament. Deci laserul de mare putere este instalat, funcționează, a ajuns la o putere de 3 petavați, 10 petavați este puterea finală, dar el crește treptat. În cursul experimentelor se crește treptat puterea pentru că se verifică stabilitatea sistemului. Sistemul trebuie să fie foarte stabil în timp. Deci acolo lucrurile sunt în ordine. Partea de laser este rezolvată. Aceste echipamente, fascicul gamma, este o altă componentă a programului și este o noutate științifică. De aici pot apărea probleme pe plan mondial. Deci cine reușește să pune la punct acest sistem pentru prima dată, are de câștigat un prestigiu la nivel mondial și este posibil ca aceste întârzieri să se datoreze și acestor interese. Și ce poate să facă partea română în condițiile astea? Nu ne mai înțelegem cu italienii. Schimbăm partenerul. Deci cumpărăm același echipament de la altcineva. Furnizorul potențial care ar putea fabrica acest echipament se află în America. Evident că, fiind proiect european, întâi s-a încercat finalizarea acestui sistem cu parteneri europeni. Dar dacă nu merge, există și varianta de a achiziționa aceste echipamente de la partenerul american. Riscă România să pierdă bani dacă se pierde bani? Eu cred că nu. Eu cred că nu, pentru că nu este vina părții române. Deci partea română n-are nicio vină. A construit clădirea, l-a pus-o la dispoziție italienilor. Nu văd de ce comunitatea europeană ar dori să sancționeze România în acest conflict. Deci noi nu avem nicio vină. Sunt italienii care nu, și mă rog, chiar în interiorul consorțiului există divergențe de opinie. Partea franceză la un moment dat a spus că poate instala echipamentele, au vrut să apuce de treabă, nu i-au lăsat italienii. Deci este o istorie întreagă aici de
greu de înțeles. Sigur că depinde, va depinde ce se întâmplă, depinde de decizia Comisariatului European, dar eu nu văd motive pentru că să fie sancționată România în acest conflict, în acest litigiu. Este un litigiu între două entități, deci nu e litigiu între Ministerul Educației, Ministerul Cercetării din România și Ministerul Cercetării din Italia. Nu e conflict la nivel guvernamental, este un conflict între două entități, între două institute de cercetare. Ce ne puteți spune despre bugetul cercetării din România, dacă sunteți mulțumit cât primiți pentru cercetare sau cât are cercetarea în prezent și dacă aveți cumva o cifră pentru noul buget care se, la care se lucrează acum? Încă nu vă pot da o cifră. Eu doresc respectarea programului guvernamental care spune că trebuie să creștem cu 30% bugetul față de anul trecut. Deci pentru asta mă lupt acum. Dacă voi reuși să-mi conving colegii de la finanțe, rămâne de văzut. Știți că finanțele totdeauna sunt foarte zgârcite în momentul când dau bani, dar există o mulțime de argumente pentru creșterea bugetului cercetării și sper să-i conving. Păi, cercetarea este motorul de dezvoltare a oricărei societăți. Cercetarea și educația, văd că la educație deja sunt semnale că va crește bugetul. Domnul ministru Teodorovici a dat aseară un interviu și cred că cu 15% va crește bugetul educației. Sper să fim alături de Ministerul Educației și să obținem și noi o creștere de buget în acest an. Cum sprijiniți, ok, companiile astea mari au propriile lor laboratoare de cercetare, dar cum sprijiniți dumneavoastră, că asta e tendința, toată lumea, cercetarea făcută în companii? Prin facilități. Care e strategia dumneavoastră ca minister? Deci v-am spus, strategia ca minister va fi de lansarea unor competiții de proiecte care să favorizeze legăturile dintre industrie și cercetare. Cum au fost, de exemplu, proiectele Bridge Grant în anul trecut. Acolo mai trebuie lucrat puțin în ceea ce privește rezultatele cercetării, dar aceste proiecte tocmai se vizează. Pun împreună o universitate, un institut de cercetare și o companie. Și ele împreună vor dezvolta un anumit subiect de cercetare care urmează să fie transpus în practică în compania respectivă. Competițiile acestea vor ține cont și de nevoile din societate, adică vor lega cumva cercetarea și de nevoile din societate. Nu știu, avem nevoie mai mult de cercetare pe medicină sau pe mașini sau pe care sunt domeniile prioritare până la urmă? Eu zic că vor lega pentru că atâta timp cât avem, de exemplu, un astfel de consorciu, să spunem, întreprindere, universitate, institut de cercetare, întreprinderea respectivă produce ceva de care este nevoie în țară. Deci nu produc lucruri care sunt inutile și le punem în vitrină. Deci e clar că acest mod de gestionare a competițiilor de proiecte va obliga institutele de cercetare și universitățile să se axeze pe domenii de cercetare care produc. Medicina este un exemplu foarte bun, însă aici avem o problemă. Cercetarea în medicină costă foarte mult. Deci ca să putem dezvolta direcții prioritare de cercetare în medicină cu caracter aplicativ, să putem realiza în mod concret, să spunem, medicamente sau sisteme de biomateriale, avem nevoie de bani ceva mai mulți. În afară de medicină, un alt domeniu prioritar pe care îl aveți în vedere? IT-ul este un domeniu în care suntem foarte bine reprezentați. Dumneavoastră știți că în această direcție chiar companii importante și-au deplasat centre de greutate în România. Este un domeniu foarte dinamic. Este un domeniu unde putem obține rezultate. Inteligența artificială, dacă vreți să discutăm despre ea, este o zonă în care, deși lumea se teme de inteligența artificială, este un domeniu în care se pot obține rezultate.
Da, sunt dezmulțumit de cum funcționează institutele de cercetare în România în prezent. Sigur, unele funcționează mai bine, unele mai puțin bine, ca peste tot. Funcționarea institutelor de cercetare la, să spunem, parametri optimi, evident că este legată și de partea de finanțare, pentru că performanțele în cercetare sunt legate de finanțare. Dacă finanțarea nu este suficientă, evident că nici rezultatele nu pot fi... Știți cum era o vorbă înainte de 90, cu 5% peste nivelul mondial. Nu putem. Mă gândeam la facilități fiscale, la... Bine, asta e o problemă care ține de, nu de Ministerul Cercetării, ci de Ministerul de Finanțe. Vreau să vă spun, am avut săptămâna trecută o discuție cu reprezentanți din zona privată de cercetare. Spre exemplu, este o întreprindere Sanimed. Acești reprezentanți mi-au înaintat o listă de probleme pe care vreau să discut cu dificultăți financiare. Deci ei sunt obligați să plătească niște taxe în plus față de institutele de cercetare, de stat, care le generează dificultăți în cercetarea privată. Dar lucrurile astea le pot discuta după ce se termină cu partea de buget, cu ministrul de finanțe, să vedem ce se poate face. România va prelua de la 1 ianuarie președinția Consiliului Uniunii Europene. Care este strategia pe cercetare pe care o propuneți și pe care vreți să o puneți în practică? Ce v-ați propus? Da, de ce am zâmbit? Pentru că această întrebare mi s-a pus de mai multe ori până acum. S-a fost transmisă către minister de mai mulți jurnaliști. Și vreau să clarific niște lucruri. De fapt, contextul, ce strategie adoptăm ca să obținem pentru România cât mai multe lucruri. Asta este ideea de bază. Deci, vreau să vă spun un lucru. Președinția Consiliului European nu înseamnă că vom putea obține în mod direct pentru România ceva, pentru că noi trebuie să fim neutri. Deci treaba noastră este să asigurăm acel consens între cele 27 de țări pe problemele fundamentale. Spre exemplu, discut concret, în domeniul cercetării este programul Horizon Europe, care stabilește parametri de funcționare, de finanțare a cercetării pe intervalul 2021-2027. Acest program implică o sumă totală de 100 de miliarde de euro în cei 6 ani. Evident că fiecare țară vrea să obțină cât mai mulți bani. Este un lucru firesc. Noi trebuie să valorificăm, dacă vreți, ca strategia României, succesul domnului Dan Nica. Domnul Dan Nica a prezentat, a fost raportorul pe programul Horizon Europe, și a fost foarte contestat la un moment dat, pentru că el a încercat să ia apărarea țărilor care nu sunt foarte puternic dezvoltate din punct de vedere științific, a performanței. Deci țările din Europa de Est, ca să spunem foarte concret. Și a stârnit mari dezbateri la nivel de parlament și conflicte, pentru că țările dezvoltate susțin ideea de excelență, iar țările din Europa de Est și-ar dori programe care să fie direcționate parțial către Europa de Est. Domnul Dan Nica a reușit să obțină un procent de 4%, niște programe, să spunem, dedicate țărilor din Europa de Est. Comisia Europeană a propus 1,8%, până la urmă Parlamentul European a votat 4%. Deci este un succes, avem un volum, să spunem, de bani mai mare care va fi direcționat către țările din Europa de Est și noi trebuie să valorificăm acum acest avantaj obținut în Parlamentul European, în sensul că putem discuta în Consiliu prioritar programele specifice. În ianuarie anul acesta a fost schimbată o hotărâre pentru completarea hotărârii Guvernului 583 de 2015, prin care se spune că vor fi folosiți în evaluarea proiectelor cei mai competitivi cercetători în tematica respectivă. Dar avem în țară pe cei mai competenți cercetători în domeniile pe care
și tematicile care vor fi propuse, care e părerea noastră? Eu zic că avem problema, știu, acest lucru este o dezbatere, să spunem, foarte amplă, dacă să aducem evaluator extern sau nu. Există o mică problemă, pentru că evaluatorii externi nu-i putem plăti așa cum sunt plătiți în, de alte țări. Nu avem bani suficienți ca să-i atragem din punct de vedere financiar în evaluare. Cei pe care îi atragem de regulă din exterior, de multe ori eu am văzut lista de evaluatori externi care au operat înainte de 2018 și se regăseau printre ei, să spunem, persoane care erau în stagii postdoctorale, deci aveau experiență de 3-4 ani după ce și-au terminat doctoratul. Sigur, el lucra într-o universitate mare, dar în momentul când îl pui să evalueze un proiect de tipul ideilor complexe, care presupune un consorțiu format din universități importante din, sau centre, institute de cercetare din România, nu are experiență necesară ca să evalueze un astfel de proiect. El este din exterior. Dar nu cei mai buni din exterior pot fi atrași în aceste evaluări. Vă spun sincer, sunt și argumente pro și contra pentru evaluarea externă. Cele pentru este neutralitatea. Evident că un cercetător care lucrează în România are anumite legături, anumite centre universitare pe care le cunoaște mai bine, altele mai puțin bine și totdeauna există această suspiciune că evaluatorii români vor favoriza o universitate, un institut de cercetare în raport cu altele. Deci asta e problema care, eu știu, nu este foarte reală de cele mai multe ori. Ce notă ați dat cercetării din România? E foarte greu de nici nu cred că se poate da o astfel de notă cum ați dorit dumneavoastră, pentru că sunt domenii și domenii de cercetare. Sunt domenii pe care... Cum stăm noi la cercetare? Avem, sunt... de nota 8 sau de nota 10? Vă spun, sunt domenii pe care suntem de nota 9 sau de nota 10, sunt domenii pe care suntem de nota 7. Mi-e greu sau poate chiar mai jos de 7. Mi-e greu să fac o medie acum și să vă dau o notă generală a cercetării. Repet, sunt ca peste tot, nu numai în România, direcții performante. Spre exemplu, noi avem universități care sunt în top 500 pe domenii, cum este Universitatea Tehnică din Iași pe domeniul de inginerie chimică, pentru că e domeniul care îl cunosc cel mai bine. Suntem pe locul 316 în top mondial. Deci a fi pe locul 316 din cele 200.000 de universități nu e o glumă. Deci acolo putem să spunem că suntem de nota 10, nu? Suntem în primii 500. La fel este Universitatea Tehnică din Politehnica din București, Universitatea Tehnică din Cluj. Și ei sunt în top 500 pe inginerie chimică.